un fel de venit universal de bază, UBI, garantat, da. Mă rog, UBI, da. Universal Basic Income. Eu nu înțeleg de ce. Unde o să, apropo de UBI, o să găsiți în descriere. Momentul în care ai un venit sub nivel stabilit de ei, te taxează cu minus 3% ca să ajungi la nivelul respectiv. Perfect, îmi place că ai adus discuția, pentru că Rothbard nu reprezintă corect, dar Rothbard are dreptate, pentru că Rothbard reprezintă felul în care a ajuns. Deci ideea, povestea cu impozitul negativ pe venit, era pusă în felul următor de Milton Friedman. Am spus așa, să presupunem un prag, Rothbard îi spune $4,000 pe an, hai să zicem, folosim pe ăsta, nu contează că nu mai sunt valide în ziua de astăzi sumele astea, dar din cauza inflației. Da, hai să, ok, și să spunem că impozitul negativ pe venit, da, este 25%. Da? Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că tu nu plătești nicio taxă până când ajungi la $4,000 pe an. Uh-huh. Da? Și diferența de la cât faci tu până la $4,000, diferența, atenție, aia pe care nu o faci. Deci dacă, de exemplu, tu faci 2500, diferența este 1500. Da? Ok. Diferența aia e impozitată negativ cu 25%, da? Și banii aia ți-i dau ție. Deci, practic, tu faci 2500 pe an netaxabil, da? Diferența 1500, aplici 25%, asta înseamnă 375, da? Și aia $375 ți-i dau ție. Asta era ideea impozitului negativ propusă de Friedman. Din păcate, Friedman a crezut că în America merg lucrurile ca în Chile, adică a subestimat voința birocrației de a avea input, de a face amendamente. Și în loc de asta a ajuns ideea lui, când a ajuns pe masa Congresului, chiar dacă ideea în sine are sens, pentru că, atenție, pe felul de a pune problema în felul ăsta nu îți scade motivația de a vrea să faci mai mult, pentru că tu întotdeauna banii pe care îi faci în plus până la pragul ăla îți rămân ție. Deci tu oricând ești și chiar poți să treci peste pragul ăla, da? Banii ăia tot îți rămân ție. Singura problemă ai putea să o ai la prag acolo, dar e o problemă de $4 în stânga și în dreapta pragului. Dar această taxă inversă era ca o soluție, era propusă ca o soluție la tot retape-ul pentru a demantela absolut tot, în sensul să înlocuiești tot departamentul respectiv. Deci, ideea era să scazi cheltuielile statului, să înlocuiești tot sistemul asistențial, tot departamentul, cu toți evaluatorii, cu toți oamenii care, lucrătorii de caz, distribuitorii de bani, tot, îl iei, îl bagi sub umbrela fiscului. Lumea doar își completează declarația pe venit pe care își completează oricum în fiecare an, da? Și primește banii ăștia până la 15 martie când vin banii. Însă, spuneam că Friedman a subestimat puterea birocrației și lobby-ului și a animalului politic din Washington, din America, inclusiv pe cel republican, că el la republican s-a dus. Și proiectul lui de bun simț a ajuns de nerecunoscut, în sensul că, uite, până nu ți-am explicat, nu știa cum funcționează, pentru că cum a ajuns el să funcționeze este cum spune Rothbard. Se dă o sumă, a ajuns de fapt un UBI în sens, se dă o sumă și statul ți-o dă... Îți dă diferența. Statul ți-o dă, punct. Și tu, și dacă tu faci bani în plus, da, statul îți dă mai puțin. Da. Adică îți dă doar până la suma respectivă. Îți completează până la suma aia. Ceea ce bineînțeles că nu va funcționa, pentru că are toate problemele pe care le-am explicat la începutul emisiunii. Nu te incentivează, nu te motivează să muncești în plus, deloc. Păi și asta te motiva? Păi pentru că orice ban pe care îl făceai în plus îți rămânea ție. Deci tu dacă ai 2500, faci 2500, primești 375, ai în total 2875, mulțumesc, da? Dacă faci 2600, da? Deci muncești un pic mai mult, faci 2600, da? Ai 1400, împărțit la 4, 350, da? 2950.
Deci ai, ai cu $150 mai mult. Tu luându-ți $100 la, în plus la muncă, primești $150 în plus. Deci nu era 4.000 garantați. Nu, nu, tocmai că nu era așa. A trebuit să mă duc să, să-l caut din nou, că știam că era ceva ce are sens și când am recitit capitolul am rămas blocat. Că stai puțin că nu este... Stimulează munca, nu? Sau da, stimulează munca. Deci tu nu mai ai niciun ajutor? Nu mai aveai? Da, nu mai aveai niciun ajutor. Nu mai aveai nimic. Iar dacă luai 0, adică nu muncei deloc... Așa, luai 4.000 părți la 4.000. 1.000. Deci nu tot te incentiva să... Păi și dacă îți luai, dacă îți luai din, punctul ăsta, din punctul ăsta de vedere, da, dar poți să stabilești pragul astfel încât, da, ideea este că și dacă munceai de $50, da, mai departe, păi aveai $50 plus un sfert din 3950. Uh-huh. Adică nu există un prag de la care era mai bine să, adică stai, adică tot aveai mai mult de 1000. Uh-huh. Prin formula asta, știi? Cum? Nu există un prag? Nu există un prag de la care... Era mai rentabil să stai decât să muncești. Da. Tot timpul dacă munceai, era mai bine decât dacă ai fi stat. Tot timpul dacă munceai, luai un ban în plus. Adică singurul, singurul motiv pentru care, să, pentru care stăteai era, ok, ți-ajungeam. Da. Stabileai că, că ți-ajungeau în stilul ăsta de viață. Și n-aveai chef să muncești. Genul ăsta de... De ce stai similate dacă nu stai același lucru? Pentru că în felul ăsta a ajuns, în felul ăsta a ajuns în legislație. Da. La o modificare. Și mie, tu vii, alții tu vii, înțeles, tu vii cu o idee bună. Am făcut o prostie. Da. Tu vii cu o idee bună, o pui în mâna politicului și politicul după aia îți trage numele prin noroi cu toate schimbările pe care le-au făcut la ideea ta. Deci ajutorul era în funcție de muncă. Era în funcție, era pe venitul care îți lipsea ca să atingi pragul ăla. Era un procentaj din venitul peste, care îți lipsea să atingi prag, pragul. Ce se întâmpla? Peste prag intra în sistem, normal. Te taxa. Pozitiv. Da. Pozitiv. Pozitiv pentru ei, da.